În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu pentru Sfinții Săi. Iubiți credincioși, prăznuirea Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi ne prilejuiește a ne aduna și datorită faptului că se află prăznuit într-o perioadă foarte strânsă, într-o perioadă de toamnă destul de aglomerată, va să zic că acum 2 săptămâni am prăznuit pe cuvioasa Parascheva la Iași, acum pe cuviosul Sfântul Dimitrie cel Nou la București, mi s-a dezlegat mie așa în cap să mă gândesc ce înseamnă de fapt pelerinajul. De aceea astăzi despre acest lucru am să poposesc câteva momente. Am constatat din răspunsurile pe care le dau oamenii care stau într-o anumită rânduială să aștepte rândul să se închine la moaște, mi-am dat seama că multă lume se împarte în multe categorii. Și anume, unii vin la închinare într-un pelerinaj ca profesioniști. Chiar se lăuda cineva că are vreo 25-30 de ani de când face lucrul acesta. Foarte frumos, poate să spun oricine. Dar orice lucru profesionist începe să sune a rutină. La un moment dat, dacă nu suntem atenți, despre pelerinaje putem să alunecăm în altă parte, ori să credem prea mult în puterea exterioară pe care ne-o dau Sfinții, ori să ne încredem prea mult în puterea lor sau a lui Dumnezeu, tot păcat împotriva Duhului Sfânt se cheamă. Trebuie să fim foarte atenți cu ce anume avem la închinare. Moaștele cuvioasei Parascheva la Iași. Foarte bine. Ne ducem și ne închinăm Sfintelor moaște, dar știm într-adevăr ce putere au și cu ce putere fac ele minuni, cât participăm noi la minunea care se poate săvârși la atingerea Sfintelor moaște. Nu știm pentru că ne ducem acolo, ori că așa ne-am gândit noi mai de mult și n-am reușit până acum, ori că se organizează ceva, că întotdeauna mai spre toamnă sunt alegeri și să tot plimbă autocare de colo-colo, mai ales că și aceste itinerarii sunt împărțite mai multe. Aici se învârt și amăgiții și amăgitorii. Adică dacă eu fac parte dintre cei care se urcă în 10-15 autocare și se duc acolo și se oprește brusc intrarea la cuvioasa pentru că au venit nu știu câte autocare și trebuie să treacă ele întâi și apoi, mi se pare că ne ducem degeaba. Revenind la participarea noastră la a ne închina la cinstitele moaște. Dacă avem conștiința că acolo este puterea lui Dumnezeu și este dată prin sfinți, transmisă nouă, nu trebuie să ne ducem acolo numai că e nevoie. Eu, atunci când mă rog la Dumnezeu pentru sănătate, știți pentru ce mă rog? Mă rog, în primul rând, să nu-mi dea Dumnezeu o boală și să fiu nevoit să stau numai în rugăciune pentru acest lucru. Nu aș vrea în viața aceasta să mă rog la Dumnezeu să mă facă sănătos. Pentru că n-aș face-o decât că ar fi nevoie și nu vreau ca rugăciunea mea niciodată să nu fie făcută de nevoie, ci să fie făcută ca respirația de fiecare zi, ca viața să meargă frumos mai departe. N-aș vrea să ajung bătrâneți neputincioase care să mă țină cu genunchii plecați și să zic, Doamne, mai îngăduie-mă ca să-ți plătesc ție tot. Nu. Aș vrea să am o viață cât mai lungă, dar bătrâneți fără neputințe, pentru ca
cei care mă văd rugându-mă să nu spună, da, uite săracul, amărâtul de el a venit să se roage că nu mai poate. Nu, omul trebuie să se roage tocmai pentru că mai poate. M-am întrebat ce aș răspunde eu dacă aș sta la coadă, la cuvioasa sau la cuviosul, dacă ar veni un reporter și m-ar întreba de ce am venit. Și am dat și răspunsul. Bine că până acum nu s-a întâmplat să mă întrebe nimeni. Și să nu credeți că n-am stat și eu la rând în viața mea să mă închin la niște sfinte moaște. Dacă m-ar întreba cineva, aș spune că am venit să mă întâlnesc cu mine și cu Dumnezeu. Vă pot face o scurtă paralelă între pelerinaj și primirea Harului Duhului Sfânt în cadrul diaconiei. La diaconie este chemat candidatul și după ce este hirotesit citește din apostol, îi se pune un felonaș, mă rog, se tunde apoi ca citeț, după aia se ia felonașul și se dă candidatului un lighenaș în mână și o cană cu apă și toarnă să se spele ierarhul și trebuie să adreseze întrebarea cât sunteți credincioși. Toți suntem credincioși, răspunde ierarhul de trei ori. Întrebare de trei ori, răspunsul. Și apoi îi se așează prosopul acela cu care se șterge pe mâini ierarhul pe cap și se ține ligheanul și cana în mână și se așează la icoana Mântuitorului. Și rămâne acolo candidatul cu el însuși și cu Dumnezeu până când tot ierarhul mai vine înainte de heruvim să se spele din nou pe mâini și îl așează la icoana Maicii Domnului. Momentul acela în care candidatul stă în fața icoanei este momentul de întâlnire a lui cu sine însuși și cu Dumnezeu. În momentele acelea, fiecare candidat trebuie să-și spună toate rugăciunile pe care le știe, bineînțeles că decât Dumnezeu le aude și știe de câte ori l-a repetat, pentru că sunt candidați care știu mai multe rugăciuni, altele care știu mai puține. Ăla care știe mai puține, vă imaginați că trebuie să repete de mai multe ori. Celălalt poate de câteva ori și se întâlnește cu el, în primul rând, spuneam, pentru că atunci își aduce aminte de ce se află acolo, pentru că, așa cum v-am spus, un om are două date foarte importante de ținut minte în viață. Unul este data nașterii și a doua este data în care află de ce. Atunci când se întâlnește cu el însuși, omul află de ce s-a născut și pentru ce s-a născut. Nu pot să vă spun acum despre toți candidații, n-am fost în mintea unui, decât a unuia singur, adică în mintea mea, pot să vă spun, am voie să vă spun. Atunci m-am întâlnit pentru prima dată cu mine și cu Dumnezeu în același timp. Eu am crezut că întâlnirea cu Dumnezeu se face numai în genunchi și numai în fața unei icoane și cu un acatist în față, nu. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu este cu mine tot timpul, decât că eu mă întâlneam mai rar cu El. Dar El era lângă mine tot timpul. Așa se întâmplă și într-un pelerinaj. Pelerinajul nu este un scop în sine, este o călătorie. După cum toată viața noastră este o călătorie. Întâlnirea cu Harul nu este un moment așa ca la cremene, când sar scântei și gata, aia a fost. Nu, întâlnirea cu Harul nu este un moment, este o călătorie toată viața. Urmează ca Harul să meargă lângă noi tot timpul. Așa trebuie să știm că este și întâlnirea cu Sfintele Moaște. În momentul în care am sărutat Sfintele Moaște, cu siguranță că din acel moment Sfântul merge cu noi tot restul vieții. Vrem, nu vrem, simțim sau nu simțim, lucrul acesta se întâmplă. Dar am mai văzut lucruri foarte interesante. Bună oară, sunt anumite lucruri pe care eu le-am învățat la școală și le trăiesc și acum. Cum este faptul că pe Sfintele Moaște
nu are voie să pună niciodată mâna un credincios, nici măcar un preot. Un preot pune mâna pe Sfintele Moaște numai de două ori. Dacă are șansa să sfințească prestolul Sfintei Mese, ierarhul îi le așează pe Sfântul Disc, deci nu îi le dă în mână, pe Sfântul Disc și îl invită să meargă cu el și cât merge ierarhul de ocolește biserica de trei ori, preotul este cu Sfântul Disc acoperit, bineînțeles, și cu Sfintele Moaște acolo, pe care ierarhul apoi le așează cu mâna lui, nu cu a preotului, în prestolul Sfintei Mese. A doua șansă ca preotul să atingă Sfintele Moaște este atunci când ierarhul îi dă pentru Sfântul Antimis, pe care îl schimbă de la cel care a fost episcop înaintea lui, îi dă ca să le toasă la Sfântul Antimis, care stă pe Sfânta Masă tot timpul. Acelea sunt cele două ocazii cu care un preot poate să pună mâna pe Sfinte Moaște. Dar ca să pună un enoriaș de rând mâna pe Sfintele Moaște, sau să le ducă de colo-colo, sau să mai facă, așa cum am aflat eu, și comerț cu ele, mi se pare că trebuie să ne trezim. Se demonetizează ideea de Sfinte Moaște și mă bucur că citez dintr-un contemporan, profesor de-al meu, spunea: biserica trebuie să fie atentă ca nu cumva să fosilizeze harul, adică să nu dăm oaselor mai multă importanță decât dăm sfintelor taine și puterii care a făcut ca oasele respective să fie ori mirositoare, ori fără să putrezească. Fiecare Sfinte Moaște au un anumit dar. După cum și rugăciunile noastre sunt adresate cum se adresează și medicilor. Nu te duci acum la stomatolog să-i spui că te doare capul. Nu te duci la cel care se ocupă de neurochirurgie să-i spui că ai piciorul rupt. Trebuie să știm că și Sfintele Moaște, oarecum, în mintea noastră, bineînțeles, s-au specializat. Când este nevoie de vreo boală incurabilă, dăm fuga la Sfântul Nectarie. Când este vorba de secetă, dăm fuga la Iași, la Cuvioasa. Dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu are puterea împărțită în a da cuiva ceva și altuia ceva. Nu. În mintea noastră însă, dacă este împărțit lucrul așa, Dumnezeu îngăduie. Dar trebuie să fim foarte atenți și revenind la ceea ce înseamnă pelerinajul. Pelerinajul, am spus că înseamnă o călătorie, este chiar mai mult decât o călătorie, este un mod de viață. Chiar îmi aduc aminte, de fapt mi-a adus aminte un enoriaș de-al meu, care spunea că s-a dus anul acesta la Cuvioasa pentru că avea împlinit canonul pe care eu l-aș fi dat acum vreo 15 ani și știu sigur că l-am dat. Și am spus: aveți voie să vă duceți la Cuvioasa? Că mă întrebau foarte mulți dacă am sau nu voie. Știu că au voie. Dar i-am rugat, dacă vreți să fie primit, să vă duceți într-un an și în afara prăznuirii după 14 octombrie. Și în anul în care v-ați dus și în afara prăznuirii, aveți voie să vă duceți și atunci. Și cred că este un cuvânt bun, pentru că altfel am crede că numai atunci se întâmplă minuni în preajma Cuvioasei, în preajma aglomerației. Aglomerația trebuie să fie. Acum că se fac tot felul de intervenții ca lucrurile să meargă bine, este un lucru bun. Dar ca să ne ducem acolo și să ne agățăm de sutana cuiva sau de autocarul altuia și să bifăm și noi că am fost anul ăsta, părinte, am fost și la Cuvioasa, am fost și la Cuviosu, am fost și la părintele Arsenie, am fost și pe la Cutare, Cutare, da, dar
te-ai dus așa, nu te-a plouat, nu te-a bătut vântul, nu te-ai întâlnit nici cu tine, nici cu Dumnezeu, nici cu Sfântul respectiv, te-ai dus și ce ai făcut? Ai întocmit un tabel în care ai pus X la toate casetele. Dacă este așa, mai bine să nu fie. Dar poate că ne înțelepțește Dumnezeu într-un fel și astăzi am ținut să vă spun lucrurile acestea pentru că Sfântul Cuvios Dimitrie, cel nou din Basarabi, în primul rând pentru mine, înseamnă pelerinaj. Pentru că anii de seminar și anii de studenție eram întotdeauna în preajma cordoanelor care se așezau la dealul Patriarhiei. Înainte, v-am mai spus eu și duminică puțin, înainte era cam pe la magazinul Unirii coada și veneau așa, dura 36 de ore cel mai puțin când începea respectivul pelerinaj. Foarte important este să știm că drumul acela este un drum pentru noi, este o șansă. De ce să ne scurtăm această șansă? E ca și când ne-am uitat la copilul nostru când este mic și am zice, Doamne, de-abia aștept să-l văd mare la casa lui. Păi și bucuria aia a învățării primii poezii, a primelor lui emoții în fața unei scene sau pe o scenă la o serbare sau admiterea la grădiniță, că acum nu mai e. Pe vremea noastră admiterea la liceu era prima, nu? Acum e la grădiniță, după aia la clasa 5-a, primul examen de limba engleză. Dar cum vreți să treacă lucrurile acestea pe lângă noi? De ce să treacă? Ca să mă aflu eu direct la țintă și după țintă ce urmează? După țintă o să zicem să-mi văd și nepoții și când îi vezi zici, oh, să-i văd la casa lor și gata, iar altă țintă. Așa se întâmplă și cu pelerinajul. Dacă tot am luat-o așa de la baza dealului Patriarhiei, să trecem prin fiecare etapă. Este exact cum am spus cu candidatul la diaconie. Când este mișcat de la icoana Mântuitorului la icoana Maicii Domnului. În acest traseu își dă seama candidatul că lucrurile încep să curgă și întâlnirea cu Harul nu este una, așa cum a zis, de scânteie din cremene, ci este un mod de viață. Așa ne ajută toți Sfinții și pentru că astăzi îl prăzuim pe Sfântul Ocrutitor al Bucureștilor. Și ocrotitor a tot ceea ce înseamnă viață bisericească și Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Sfântul Dimitrie cel Nou să ne trimită Duhul Blândeții, Duhul Înțelepciunii, Duhul Înțelegerii a tot ceea ce înseamnă pelerinaj. Pelerinajul este viața noastră. Dacă știm să luăm viața noastră ca pe un pelerinaj, nu ne vom mai grăbi niciodată să trecem în față sau să ne adăpostim de ploaie într-un fel sau într-altul, ci vom înțelege că Dumnezeu ne vrea așa cum suntem și că Dumnezeu este întotdeauna lângă noi, decât că noi îl vedem foarte rar în această situație. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ni se descopere tot ceea ce înseamnă bucuria vieții, bucuria pelerinajului și bucuria călătoriei către sfințenie. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.